Peste 320 de studenți masteranți din întreaga țară au fost prezenți la o conferință cu participare internațională inclusă într-un program al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Conferința s-a intitulat Suport instituțional pentru creșterea calității actului didactic universitar în contextul pandemiei prin consiliere psihopedagogică, etică și promovarea unui stil de viață sănătos, iar programul a fost finanțat cu 254.000 de lei de către Ministerul Educației. Coordonatorul programului, profesorul universitar dr. Bogdan Popoveniuc, a declarat că programul a avut loc din luna aprilie, iar cele câteva sute de studenți masteranți au avut posibilitatea de a participa la conferința fizic, dar și online. El a menținut că au ținut traininguri trei invitați de la Rețeaua Europeană de Integritate, cu care universitatea colaborează de 4 ani. Profesorul Popoveniuc este directorul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane și a arătat că trainingurile au fost susținute atât pentru studenții masteranți, cât și pentru o parte a cadrelor didactice înscrise în program. Unul din obiectivele programului a vizat dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranți prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea competenței etice în cercetare și predare.